dorim, dragie, că siguranța dumneavoastră este prioritatea noastră, a poliției. Și prin aceste activități de sensibilizare, informare, prin a desfășura și prin a motiva activitatea noastră de prevenire, nu doar cea de intervenție polițienească, de constatare, adică încercăm să fim proactivi și totodată să ne învățăm societatea, membrii comunității, să devină mult mai cunoscători de anumite momente și felul cum ar putea ei să nu fie victimă a anumitor acțiuni sau cum să acționeze într-un caz sau altul, care poate pune în pericol viața, sănătatea, bunurile, proprietatea dumnealor. Promovăm așa un generic, fie sigur sau fii stăpân pe siguranța ta, siguranța ta contează. Bineînțeles că poliția nu reușește de una singură, de fiecare dată, ca să poată să fie prezentă oricând și oriunde. Avem tot timpul nevoie de parteneri, avem nevoie de dumneavoastră, stimați cetățeni, să ne fiți alături, să ne fiți partenerii noștri, să ne fiți suportul nostru în tot ceea ce facem. Și respectiv, să putem să ne sesizăm unul pe altul atunci când să dăm în cunoștință de cauză de anumite situații, ca ulterior să intervenim operativ și să reușim și persoana să o reținem, să o referim justiției și totodată să putem să despăgubim cetățeanul sau să-l aducem, deci, în restabilirea drepturilor acestor care au fost lezate. Какая у нас самая большая проблема на улице? Мы не умеем позвать на помощь. Опа, телефончик мой. Cum ar trebui să reacționați în cazul când sunteți atacat într-o asemenea situație? 99% случаев люди на улице закрываются и не зовут. Vă deplasați obișnuiți pe stradă? Așa. Și vedem cum va fi situația ta, potențial făptuitor care urmărește scopul de a sustrage această geantă, se apropie de victimă, o sustrage și fuge. Intervenția cetățeanului. Vorbim de reacția civică a cetățenilor care au intervenit. Vă mulțumim foarte mult. Acesta ar fi fost și mesajul, ca să nu fim indiferenți de situațiile în stradă care sunt. Vă mulțumim frumos! Observat că victima nu a alertat, nu a strigat ajutor, deci respectiv cetățenii care sunt mai îndepărtați nu pot să cunoască că a fost deposedată. Deci care ar fi recomandările noastre în situațiile respective? În primul rând, victima din neglijență mergea cu geanta fără a fi asigurată. O recomandare ar fi ca geanta să fie amplasată sub brațul de dorit în partea dreaptă. Dacă mergem pe stradă, mijlocul de transport se deplasează pe lateral stânga. Deoarece este riscul de a fi depozitată de bunuri de careva persoane suspecte care se deplasează cu mijloace de transport, cu aceleași motociclete sau biciclete. Era necesar, în primul rând, să întreprindă careva acțiuni, să solicite ajutorul poliției sau cetățenilor, prin strigăte de a atrage atenția trecătorilor, să tragă atenția la semnalamentele persoanele specifice, aceleași cicatrici, tatuaje, și imediat posibil să anunțe poliția. Victima se odihnește în parc, este geanta lăsată fără supraveghere, făptuitorul a monitorizat și a văzut, a sustras bunul și foarte ușor a plecat. Obligatoriu geanta să fie închisă, adică persoana care are gândul de a sustrage cele bunuri să nu vadă ce aveți dumneavoastră în geantă. Într-al doilea rând, dacă totuși sunteți preocupați, vorbiți la acel telefon mobil, nu lăsați geanta ca să nu o puteți vedea. Deoarece persoana care are intenția de a o sustrage, se uite că dumneavoastră sunteți preocupați cu acel telefon mobil și automat vă sustrage această geantă. Dacă în cazul că s-a produs acest fapt, nu uitați de aceea ca să strigați la ajutor, nu uitați în ce direcție a fugit acel infractor, și e clar că reacționați și sunați numai decât la poliție. Și eu cred că majoritatea s-au întâlnit cu așa mesaje pe telefon, pentru că au devenit câștigători la un bun anumit și solicită mesaj, să expedeze un mesaj ca să recepționeze bunul. În cazul respectiv, vă îndemn să nu reacționați la mesajele respective, deoarece puteți fi victima unei crime, mesajele respective sunt suprataxate și puteți avea pierdere.